Lucrările de asfaltare și plombare continuă pe străzile capitalei. Astăzi, cei mai mulți muncitori au pus asfalt pe strada Belinski din sectorul Buicani, între străzile Ion Creangă și Ion Niculce. Și în stațiile de așteptare a transportului public de pe Bulevardul Renașterii Naționale se pune acum asfalt. Pe străzile Ismail și Panhalipa, din sectorul centru, au loc lucrări de plombare a gropilor, iar pe strada Ion Creangă continuă lucrările de ridicare la cota a gurilor de captare a apelor pluviale. În sectorul Botanica, pe strada Acuza Voda are loc montarea bordurilor, iar în cartierul Dacia 59 sunt prevăzute lucrări de salubrizare. În acest context, municipalitatea îndeamnă conducătorii auto care traversează cartierele unde sunt anunțate lucrări de reparație a străzilor să respecte semnalizarea rutieră temporară sau să ocolească zona respectivă.